Ne pregătim de o săptămână decisivă în cupele europene. Se joacă ultimele patru meciuri din optimile Ligii Campionilor, iar în Europa League și Conference League vom afla joi seară toate formațiile calificate în sferturile competiției. Salutare, pariori, sunt Sabin Pârvan și vă invit la o ediție de Faș Pariu în care voi analiza cele mai importante partide din competițiile europene, evident, meciurile cu miză în prim plan. Pe lângă acestea, pariuri din Bundesliga, pariuri din Anglia, Premier League, dar și din diviziile inferioare engleze. Le luăm pe rând. Astăzi avem meciuri de Liga Campionilor programate la Amsterdam și la Manchester. La Amsterdam joacă Ajax cu Benfica. 2-2 a fost rezultatul partidei tur, iar pronosticul meu pentru acest meci se încadrează cumva și în scenariul meciului tur. 1 și 2-5 goluri marcate. Atletico Madrid, Manchester United, dântura a fost tot egal, dar la 1. Mă gândesc că și returul ne-a putea aduce doze destul de importante de spectacol. Vom avea, zic eu, goluri pe Old Trafford. Acesta este și motivul din care pariul meu la acest duel este ambele marchează sau peste 2,5 goluri. Avem o cotă de 1,70 pentru acest pronostic. Trec în ligile inferioare engleze și marți pariez pe 3 partide din Championship, alături de 2 meciuri din League One. În Championship mizez pe disputa dintre West Brom și Fulham. West Brom în creștere ușoară de formă, dar să nu uităm că Fulham este liderul autoritar al diviziei, formație cu șanse mari de tot să revină în Premier League. Avem și un Birmingham cu Middlesbrough. Birmingham în formație care nu prea mai are la ce să tragă în acest moment. Este departe de retrogradare, în top 10 nu prea are cum să intre. La polul opus, Bolo, dacă se impune pe St. Andrews, are șansa de a intra în top 6 în acel play-off care luptă pentru promovarea în Premier League. Pariul meu la acest meci este X2 și 1-4 goluri. Pariez și pe meciurile Barnsley-Bristol. În Liga a 3-a engleză, în League One, mizez pe Crewe cu Wigan, 2 soliști, pe Sheffield Wednesday-Accrington, 1 solist. Meciurile de miercuri de Liga Campionilor sunt Lille-Chelsea și Juventus-Villarreal. În Lille cu Chelsea cumva știm echipa care va merge mai departe, pentru că londonezii au câștigat cu scorul de 2-0 pe teren propriu, rezultat de care cred că vor trage în returul din Franța. Zarurile încă nu sunt aruncate în Juventus cu Villarreal. Am avut o partidă tur foarte echilibrată. Cam pe aceeași idee merg și în meciul retur, 1x și sub 3,5 goluri în meci. În Bundesliga avem un Mainz cu Dortmund. Borussia merge la incomoda Mainz ca să câștige punctele ce o pot aduce, atenție, la doar 4 puncte de liderul Bayern München. Au contat pașii greșiți făcuți de bavarezi în ultima perioadă și uite, s-ar putea ca lupta pentru titlul din Bundesliga să nu se fie încheiat deocamdată. În Premier League avem 2 meciuri, Brighton-Tottenham. Tottenham merge în această deplasare cu gândul de a administra echipei gazdă al 6-lea eșec consecutiv în Premier League. Formă foarte proastă pentru Brighton în această perioadă. Avem și un derby, Arsenal cu Liverpool. Atenție, este deja a 3-a partidă directă din acest an, pentru că cele două formații s-au întâlnit în ianuarie într-o dublă contând pentru semifinalele Cupei Ligii. S-au marcat doar 2 goluri, ambele pe Emirates, pe terenul lui Arsenal, înscrise de altfel de Arsenal. Mă aștept ca și în această partidă să avem goluri destul de puține. Pronosticul meu pentru Arsenal-Liverpool este 0-2 goluri marcate în prima repriză, 0-2 goluri marcate în a doua repriză. Meciuri din Championship din nou, Coventry Hall, avem și un Nottingham cu Queen's Park Rangers, 1 și 1-4 goluri. Este un duel din categoria celor pentru topul 6, topul de care vorbeam mai devreme din Championship. Queen's Park Rangers este mai bine poziționat în acest moment, dar atenție, Nottingham are o serie formidabilă pe teren propriu. În ultimele 8 meciuri oficiale disputate acasă, a reușit să câștige de 7 ori și a mai bifat și o remiză în serie. Vă reamintesc o victorie incredibilă cu Leicester în Cupa Angliei. Ne mutăm în finalul zilei de miercuri, am și un pont din Liga a doua a Cehiei, un ambele marchează în cota 1.85. Abia acum ne mutăm pentru ziua de joi, cu pariurile pentru ziua de joi, avem un Everton cu Newcastle. Everton, cam urâtă situația în care se află acum caramelele, au ajuns primii peste linia retrogradării. De partea cealaltă, Newcastle, o formație care ușor-ușor accelerează către topul 10. Eu cred că vom vedea goluri aici, iar un ambele marchează și peste 2,5 goluri. Are o cotă atractivă, 1,50. În Europa League, Barcelona are returul cu Galatasaray. Ne-a cam mâncat Barcelona în meciul tur, doar 0-0. Eu zic că nu a abordat meciul foarte hotărât trupa lui Xavi în acel moment. Se gândea că trece ușor de Galatasaray, dar trupa din Istanbul a rezistat. În retur o văd pe Barcelona evoluând altfel. Am două pariuri identice pentru meciurile Bayer-Leverkusen-Atalanta și Frankfurt cu Betis. Ambele marchează la ambele partide. Aici țin cont și de capacitățile ofensive pe care cele patru formații le au, dar mai ales de rezultatele din tur. Vă reamintesc că la Bergamo Atalanta a câștigat cu 3-2. A ieșit repede GG-ul în acel meci. La fel de repede a ieșit GG-ul și în Betis cu Frankfurt. A fost 2-1 pentru Eintracht
până la pauză. Pariez și pe Conference League, nu e o competiție care îmi place pentru că acolo sunt foarte multe surprize, dar am selectat 3 ponturi, zic eu, destul de simple. Mizez pe victoria lui AZ în meciul cu Bodo, mizez pe ambele marchează în Ren cu Leicester, în tura câștigat Leicester cu 1-0 și de asemenea pariez pe 1-2 goluri marcate de LASK în meciul cu Slavia Praga. Vă reamintesc că în tur Praghezii s-au impus clar scor 4-1. Acesta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă invit să dați un like, vă invit să dați un share dacă v-au plăcut pariurile mele. Și apropo de pariuri, nu uitați că în finalul emisiunii vor fi toate prezentate pe grafica emisiunii în timp ce vorbesc. Ele merg puțin mai repede, dar în finalul emisiunii sunt toate prezentate. Puneți o pauză, extrageți de acolo ce vă place și pariați dacă considerați acel pont bun. Vă invit de asemenea să jucați Super 12. Știți povestea pe de rost, v-am bătut la cap emisiune de emisiune. Trebuie doar să instalați aplicația Super 12 din Google Play sau din App Store, să plasați cele 12 pronosticuri și dacă sunteți inspirați, puteți câștiga 10.000 de lei cash pe săptămână. Noi ne vom revedea în curând, pentru că în weekend avem din nou o ofertă foarte, foarte bună. Apropo de weekend, e ultimul weekend sau în sfârșit vom avea o pauză după aia, pentru că vin meciurile echipelor naționale, dar în weekend avem multe lucruri de pariat. Până la următoarea întâlnire, spor la bani și baftă la pariuri!